Nu? Da, am văzut și o declarație din 3 august la debutul ședinței de guvern a premierului. Eu nu zic că e una asumată, care niciun premier n-a mai avut curajul să o facă, cel puțin în ultimii 10 ani. Unul în care încearcă și vrea să vadă din partea Ministrului Sănătății, pentru că lui i-a dat această sarcină de a veni cu propuneri în ceea ce privește... Suntem exact 10 zile mai târziu. Ce ați văzut întâmplându-se? Murafila, care a zis, am mai multe variante de lucru. 10 zile să iei o decizie atât de... Măcar să dai o idee de ce nu merge și să ne spui cum să faci. Eu cred că trebuie o analiză cât mai clară și cât mai aprofundată asupra acestui mamut, pentru că vorbim de o instituție mamut. Și clar, acolo așteptăm ce variante vor fi găsite. Nevoile, cum a spunea și doamna Ursu, poate cu această restructurare vom reuși să ne facem și cu noi analizele, pentru că nici eu nu am beneficiat, cum nici doamna nu a beneficiat, și mulți alții care nu își permit, cum și-a permis doamna sau eu, să plătească din bani proprii, ci vorbim de acei bătrâni, de acei pensionari cu venituri mici, de persoane vulnerabile, care așteaptă, care au contribuit de zor, unii mai și contribuie, că și dacă ai, știu eu, clar, pe cineva clar în chirie și ce să vezi, depășești cu un pic plafonul ăla, te-ai făcut de încă o contribuție la sănătate, clar, pensionar aceste, fiind. Da. Clar, aceste probleme au ajuns și la urechile premierului și a celorlalți din guvern și poate că este întemeiat această... Dar premierul ăsta în ce țară trăia, domnule, până să devină premier? Unde nu știa de chestia asta că, știa, da, că te trimite aia acasă? Poziție. Mulți premieri au fost la în întâi ale lunii te trimite acasă și spun să ai puizat plafonul. Cum, domnule, că e întâi? Da, da. Și nu au avut curajul de a lua această decizie. Poate chiar și declarativ în momentul de față, dar e una asumată și care a dat o sarcină clară unui ministru al sănătății să vină cu propuneri.